Dragilor, ce mai faceți? Bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, alături de noi, este părintele Victor Lucian Georgescu, cercetător în studii biblice și în Noul Testament. Vorbim astăzi despre o carte frumoasă care întregește trilogia atonită a sociologului american de origine cipriotă Kyriakos Markides. Este vorba despre cartea Izvorul iubirii, un pelerinaj în inima spiritualității creștine, o carte publicată în această frumoasă colecție Spiritualitate creștină, carte scrisă de Kyriakos Markides. Cum îmi place mie să spun, această ultimă carte, Izvorul iubirii, încheie această frumoasă poveste care începe cu Muntele Tăcerii, continuă cu Darurile Deșertului și se încheie cu Izvorul iubirii. Dialogurile părintelui Maximos cu sociologul cipriot Kyriakos Markides. Cumva în această carte, în dialogurile cu părintele Maximos, Kyriakos Markides abordează subiectul acesta al iubirii, al iubirii față de Dumnezeu, dar și, iată, al iubirii necondiționate pe care Dumnezeu o nutrește față de noi. Mulțumesc pentru invitație, Sorin, și eu sunt bucură să amintim despre această carte pe care am avut bucuria să o citesc și în ale cărei pagini m-am bucurat să găsesc în mod autentic coordonatele spiritualității noastre creștine, ortodoxe, răsăritene. E un deliciu să asculți, sau mai bine zis, să citești cuvintele părintelui Maximos în contextul deplasării lui în Statele Unite ale Americii, unde ține o conferință, răspunde întrebărilor multor persoane care încearcă să se edifice în materie de credință, după care continuă aceste discursuri atât de țiditoare sufletului, comentând pe larg, nu într-un monolog, ci în contextul unui dialog purtat în mai multe, momente, comentând deci pe larg un pasaj emblematic din Sfântul Apostol Pavel, din epistola care o adresează galatenilor. În capitolul 5 al acestei epistole vorbește despre darurile Duhului Sfânt. Și, așa cum spuneam, le comentează pe rând, vorbește în ordine inversă celei în care sunt menționate de către, în care sunt menționate de către apostol, vorbește despre înfrânare, despre blândețe, despre credință, facerea de bine, bunătatea, îndelungă răbdarea, pacea, bucuria și, în ultimă instanță, dragostea. Și discutând alături de interlocutorii săi despre aceste darurile Duhului Sfânt, și părintele Maximus foarte frumos insistă asupra faptului că apostolul nu le enunță în mod întâmplător, invers. Pleacă de la darurile cele mai mari și încheie cu darurile cele mai mici, sau mai bine zis începătoare. Deci nu întâmplător face acest lucru, ci el arată că cuvintele Sfintelor Scripturi sunt așezate cu multă înțelepciune, prudență și nu sunt aruncate așa doar de dragul de a se face, eu știu, anumite înșiruiri de virtuți, cât să se ocupe spațiul, nu așa, spațiul unei scrisori în speță, în cazul galatenilor. Colateral, din aceste discuții frumoase am observat că discuțiile părintelui Maximos cu Kyriakos, autorul cărții, și cu cei din jurul său ating puncte care au tangență cu subiectul principal și care înfrumusețează atmosfera în așa fel încât această carte să fie cu adevărat, așa cum ai spus și tu la începutul întâlnirii din această seară, o călătorie în inimă, o călătorie care să descopere în ultimă instanță iubirea și izvorul ei, care în ultimă instanță este Dumnezeu.
De ce ați recomanda această carte publicului cititor? Pentru că vorbim despre o carte care este ușor de citit, este scrisă într-un limbaj foarte accesibil de către Kyriakos Markides. De asta am și spus puțin mai devreme că parcă ar fi o poveste în trei volume. Și mi se pare un lucru extrem de interesant, tocmai faptul că această carte, cum spuneam puțin mai devreme, întregește această trilogie. Ea poate fi citită și separat, în altă ordine decât în cele 3, 1, 2, 3, dar poate fi și citită în mod separat. E foarte interesant că dacă sfârșitul oricărei aventuri spre cunoașterea lui Dumnezeu este iubirea, iată că și cel sfârșitul trilogiei autorului nostru, al lui Kyriakos Markides, este în legătură cu iubirea. Și vorbește, caută aici să vorbească despre izvorul ei, să descopere cititorilor izvorul în ultima instanță al iubirii, care spuneam mai devreme că este Dumnezeu. Este scrisă cartea aceasta într-o foarte simplu, asemenea Sfintelor Scripturi, de altfel și Sfintele Scripturi, la care de altfel face referire adesea, se face referire adesea în paginile acestei cărți, sunt scrise simplu. Citind-o, am avut impresia că nu am cum să nu înțeleg ceea ce spune Părintele Maximus sau pe lângă învățăturile pe care Părintele Maximus le adresează interlocutorilor săi, foarte interesante sunt și adăugirile deopotrivă pedagogice ale lui Kyriakos, care se descoperă pe sine a fi chiar un om duhovnicesc, un om așezat în credință, un om care și-a asumat coordonatele acesteia și este foarte bine edificat, în materie de spiritualitate ortodoxă. Cartea îl duce pe cititor, chiar dacă este a treia, nu, în seria celor trei, poate fi citită și de sine stătător, bineînțeles și mai bine va fi înțeleasă dacă este citită la sfârșitul trilogiei, la sfârșitul, adică după cele două cărți pe care le-ai amintit, cărți din aceeași colecție. E o carte care nu poate să, eu citind-o, dau mărturia mea personală, nu poate să nu să-ți încălzească inima și să-ți o cuprindă de pace. Duhul cuvintelor consemnate în cartea aceasta răzbate dincolo de text, răzbate în mintea cititorului, coboară în inima cititorului, care le privește cu simplitate, cu încredere, cu nădejde și aduce folos duhovnicesc. Este chiar, am putea spune, în contextul zilelor noastre, dă curaj în oricui să se angajeze în această călătorie către Dumnezeu în ultimă instanță, dar așa cum spune Părintele Maximus, dacă nu ne cunoaștem pe noi înșine, dacă nu vom ajunge să ne cunoaștem pe noi înșine, nu vom cunoaște pe Dumnezeu. Deci o călătorie spre sine, spre inimă și acolo chiar invită Părintele Maximus, plecând de la cuvintele Sfântului Apostol Pavel, să cercetăm dacă Duhul Sfânt și-a pus roadele sale. Și roadele sale fiind printre altele cele enumerate de Sfântul Apostol Pavel, față de care Părintele Maximus spune că, bineînțeles, sunt multe altele pe lângă acestea, dar acestea sunt nouă daruri, am spune, cu un caracter mai important. De aceea Sfântul Apostol Pavel le-a consemnat pentru galateni în epistola pe care le-a trimis-o acestora. Părintele Maximus, episcop și călugăr, putem spune, carismatic și îndrumător, bineînțeles, îndrumător duhovnicesc, vocea principală din cele trei cărți ale lui Markides,
vorbește despre eclezia ca spital duhovnicesc, având misiunea de a ajuta oamenii să-și depășească această boală existențială și fac această mică remarcă, cumva în prelungirea celor spuse de tine mai devreme, și anume că cred că într-o lume foarte secularizată, într-o lume în care simțim cumva alienarea și înstrăinarea omului contemporan, acesta suferind, iată, de această boală existențială și având nevoie de acest spital duhovnicesc, primește prin intermediul cărților lui Marchides, primește aceste daruri pentru suflet. Exact. Și e foarte important ceea ce ai spus, în sensul că aceste cărți, și acum haide să ne referim numai la ultima, dar și la celelalte, despre care de altfel am vorbit la întâlnirile noastre precedente, îi dau curaj omului să intre în biserică, de aceea vorbește despre eclesia, nu prezintă calea sau călătoria spre Dumnezeu în contextul tradiției creștine săritene într-o manieră detașată de biserică, ci în biserică. De altfel, și în aceasta, evidențindu-se autenticitatea și cât de ancorată, de altfel, este sunt cărțile lui Marchides în duhul eclezial. Fără biserică potrivită spiritualității răsăritene creștine, fără biserică, sau mai bine zis, în afara bisericii, nu că este cu neputință, dar este foarte greu ca cineva să ajungă la, hai să spunem între ghilimele, performanțele duhovnicești la care poate fi susținut, sprijinit să ajungă să le atingă în contextul acestui laborator al învierii, care este biserica. Este un spital, așa cum frumos spunea într-unul din capitolele acestei cărți, este un spital duhovnicesc, spital care ne pregătește pentru revenirea la viață. Însănătoșirea este în ultimă instanță sau țintește în ultimă instanță spre învierea noastră. Și foarte frumos, dacă mi-aduc aminte de un pasaj din carte, spunea cineva descurajat de faptul că în biserică sunt foarte mulți oameni bolnavi duhovnicește. Motiv pentru care se simte descurajat să ia parte, să intre în comuniunea, în sinaxa bisericii, pentru că întâlnește acolo, iată, foarte, foarte mulți oameni bolnavi duhovnicești, păcătoși în ultima instanță. Iar Maximus, Părintele Maximus, cât de frumos a spus că biserica nu trebuie judecată după bolnavi din ea, ci după medici și după cei care, după numărul și calitatea, sau mai bine, starea de sănătate a celor care s-au însănătoșit. Așadar, e firesc ca într-un spital să existe oameni bolnavi, altfel n-ar mai fi spital, nu-i așa? Și eu personal de aceea mi-am adus aminte și am vrut să precizez acest lucru, pentru că mi-a făcut foarte mare plăcere să-l întâlnesc în paginile acestei cărți. E un răspuns foarte frumos care liniștește pe omul nedumerit, nu, de sau contrariat de faptul că biserica totuși adăpostește în rândurile ei numeroși oameni care încă nu s-au însănătoșit duhovnicește. De ce nu putem spune chiar mie, în timp ce te ascultam, mi-a venit alt cuvânt în minte, și anume rătăciți. Sigur. Pentru că sigur, este un soi de rătăcire. Boala duhovnicească este o rătăcire, sau mai bine zis, este efectul rătăcirii. Sunt oameni care rătăcesc și înăuntru bisericii și în afara bisericii. Dar eu consider că cei care intră în sălile acestui spital, să spun așa, au o mare șansă de a primi doctoriile cuvenite de către administratorii, nu, acestor săli, adică sfintelor lăcașuri, și au șansa să fie și altoiți pe copacul acesta al spiritualității creștine și să ajungă să dea roadele cele bune.
la vremea cuvenită, așa cum și părintele Maximus sublinia, la vremea, la timpul potrivit. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de părintele Victor Lucian Georgescu, cercetător în studii biblice și în Noul Testament, teolog ortodox, lector la Fundația Calea Victoriei, pentru că țin să specific lucrul ăsta, suntem cumva și colegi la Fundația Calea Victoriei. Am vorbit astăzi despre o carte pe care vă o recomandăm din toată inima. Este vorba despre Izvorul iubirii, un pelerinaj în inima spiritualității creștine a sociologului american de origine cipriotă Kyriakos Markides, carte publicată în colecția Spiritualitate creștină. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost și de această dată alături de noi. Vă dorim o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută la Izvorul iubirii. Numai bine, la revedere! La revedere!